Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canal! După cum știți, acest canal este făcut din pură pasiune pentru produse cosmetice și pentru tot ce ține de lifestyle și frumos. Și da, n-am mai apucat să mai filmez în ultimul timp, dar încerc să filmez când am timp și cum pot și eu. Astăzi vreau să vă vorbesc despre parfumuri și mai exact despre parfumuri de la Vioris. Multă lume și-a dat cu presupusul și cu părerea aici pe YouTube și am zis de ce nu să testez și eu câteva și să vi le prezint într-un clip și să povestim despre ele. Am 5 variante din acestea de travel, fiecare are 12 ml, da, și sunt, toate sunt ape de parfum. Și o să vorbim despre ele pe rând. Nu am făcut un top care îmi place mai mult sau mai puțin. Adică, mă rog, știu care îmi place mai mult sau mai puțin, dar nu o să le iau într-o ordine de tip top, să spun așa. Să vă spun așa povestea Vioris. Da, cred că o știți deja. Vioris este un brand românesc, la Cluj-Napoca sunt fabricate aceste produse și sunt create de doamna Opriș, care dânsa a lucrat pentru Farmec o perioadă lungă de timp, iar apoi a pus bazele, să spun așa, acestui brand Vioris, creând niște parfumuri, zic eu, speciale, la un preț avantajos și care miros bine și își merită, să spun așa, bănuții pe care îi dai. Eu zic că chiar sunt niște parfumuri reușite. Țin să menționez, mulți am auzit la mulți youtuberi sau la multe persoane că ar fi clone. Ele nu sunt clone, aceste parfumuri. Sunt create individual, cu nume individual, și creatorul nu a încercat neapărat să copieze un anume parfum, să spun așa. Dar da, unele dintre ele se apropie destul de mult cu anumite parfumuri scumpe. Dar asta nu înseamnă că este copia, asta încerc să spun, adică doar seamănă ușor, dar nimeni nu a încercat să copieze pe nimeni, ca să ne înțelegem, deci nu sunt clone. Le putem numi totuși așa, dar nu asta a încercat doamna Viorica Opriș. Bun. Și eu am telefonul lângă mine pentru că nu le țin minte, vă spun cu toată sinceritatea, nu țin minte notele și toate detaliile fiecăruia în parte. Dar am telefonul cu mine și o să le căutăm și o să le vedem. Cel mai puțin mi-a plăcut, o să încep cu cel care mi-a plăcut cel mai puțin, este acesta. Deci așa vin, da? În aceste cutiuțe foarte frumoase, așa arată în interior, imediat să-l scoatem, da? Cu pulverizator. Pe fiecare în parte le-am folosit cam de două ori, le-am testat, deci știu cam cât persistă, cum miros, cum se dezvoltă, am fost foarte atentă la ele. Și primul este Proud. Sper că am pronunțat bine. Ai, dacă ar focaliza, ar fi excelent. Nu știu de ce nu focalizează. Da? Bun. Acesta ni se spune că ar avea paciuli, ambră, mosc, boabe tonca, vetiver, nu se mai spune că ar avea piper roz, piper negru, iar ca notele de vârf ar fi ușor citrat, ar avea lămâie, bergamotă, ce mai spune aici, mandarină. Mă rog, din descriere mie mi-a plăcut, să spun așa, dar pentru mine nu se potrivește, nu știu, ceva nu se potrivește. Acesta este 12 lei, la 50 de mililitri este 50 de lei. Prețurile lor variază undeva de la 12 lei până la 17 lei, acestea mici, iar cele mari undeva de la 50 de lei până la vreo 60 de lei, deci nu sunt deloc scumpe. Spune aici, mă rog, că este un parfum modern și cu eleganță. Imediat o să vă spun și părerea mea.
Despre acesta am citit eu că ar semăna cu ceva de la Chanel. Sper să nu uit și să las aici o poză. Nu știu cum miroase acela de la Chanel, deci eu nu pot să-l compar pentru că pe acela chiar nu-l cunosc absolut deloc. Dar o să vă spun cum miroase acesta și de ce mie nu-mi place. Mie, în general, îmi plac boabele Tonka, știți foarte bine, îmi place trandafirul, îmi place moscul, îmi place... ce mai spune aici, care avea lemnul de santal, deci toate acestea mie îmi plac. Dar în acest parfum amestecate și cum au fost ele gândite, mie îmi dă un miros de... cum să vă spun, de ușor benzină. Și parcă ulei de măsline, măsline amestecat cu benzină. Nasul meu așa simte, așa percepe. Ce eu vă spun ce percepe nasul meu. L-am purtat, persistă bine, este unul dintre cele mai persistente chiar, persistă undeva la 6 ore pe țesături, eu le-am folosit pe țesături, țin să menționez lucrul acesta. Iar pe țesături nu, nu-mi place cum se dezvoltă, pe acesta l-am dat și pe piele, țin minte, dar nu. Nu-mi place pentru că miroase foarte puternic ca benzină. Deci mie mi se pare că acesta miroase foarte puternic ca benzină. Nu este pe gustul meu. Nu-l văd a fi purtat vara în niciun caz, iarna doar. Nu știu de ce, eu îl simt așa ca fiind benzină cu ulei de măsline. Nu știu de ce. Nu știu. Și pe site la ei spuneau, mă rog, persoane care comentau că le place și că este, seamănă cu ceva de la Chanel. Mie personal nu îmi place, deci nu, ăsta este singurul care nu prea îmi place. O să-l folosesc, nicio problemă, că o să mai mă dau din când în când cu el, dar nu este preferatul meu. Apoi avem Bliss. Bliss. Tot așa arată, da, uitați, Bliss. La fel vine ambalat și arată așa. Bliss este un parfum feminin, ușor dulce, care mi-amintește puțin de La Vie Belle, dar foarte puțin, adică duce în direcția aceea a La Vie Belle. Nu este neapărat... nu știu, nu seamănă 90% sau lucruri de gen. Nu, seamănă un pic, duce un pic cu gândul la La Vie Belle, dar nu este 100% asemănător. Este un parfum feminin, un parfum foarte plăcut. Mie personal îmi place cum miroase pentru că are așa o oarecare dulceață și fructe. Eu cred că conține, imediat o să citim. Spune că are un amestec citrat de portocale și bergamot cu zmeură, are și zmeura care mie îmi place foarte mult, piersici, ce mai are, un buchet floral de iasomie, iris, lăcrămioare, violete și ne mai spune că ar mai conține și ca bază un miros, are un miros cald, se schimbă într-adevăr în ceva cald, este foarte plăcut într-adevăr. Și ar fi mosc și vanilie. Acesta este 17 lei, iar la 50 de mililitri este 65 de lei. Da, acesta îmi place, cum spuneam, și mi se pare că seamănă foarte mult cu La Vie Belle. O să dau foarte puțin. Da, duce în direcția a La Vie Belle. Deci duce în acea direcție, doar că La Vie Belle este mult mai dulce. Acesta nu este atât de dulce, este mai potolit, dar miroase foarte bine. Ca persistența, acesta nu persistă mai mult de 5-6 ore. Cam asta am observat, că persistă undeva la 5-6 ore toate aceste parfumuri. Dar este unul foarte plăcut și cu siguranță îl voi purta în această primăvară. Apoi o să vorbim despre Vioris 15. Acesta. Așa arată. Haide, mă pune și tu un focus. Bun, Vioris 15.
Vioriș 15 seamănă foarte, foarte mult, mie cel puțin mi-aduce aminte, de Chanel 5. Imediat o să căutăm, o să caut notele lui. Deci Vioriș 15 este un parfum floral, aldehidic, ni se spune. Ni se spune, mă rog, are iasomie, muguri de portocale, lăcrămioare, care la bază, paciuli, mosc, vanilie, lemn de santal, muș de stejar, că este un parfum elegant, iar prețul lui variază între 17 și 65 de lei. Da, și așa arată. Acesta duce în direcția Chanel 5. Seamănă în proporție de 70%, ar spune. Nu pot să spun că este o copie după Chanel 5, dar duce în direcția aceea și seamănă destul de bine. Mie îmi place foarte mult pentru că îmi place Chanel 5, și atunci e normal să-mi placă și acesta și este unul dintre preferatele mele. Acesta este un pic mai tineresc față de Chanel 5, nu este atât de coconos, să spun. Mi se pare potrivit chiar și pentru primăvară și este foarte, foarte plăcut. Acesta este foarte plăcut, îmi place extraordinar de mult și vi-l recomand. Persistența lui la fel, undeva la 5-6 ore. Apoi avem Miss You. Da? Acesta. Care arată cam așa. Și o să-i căutăm imediat și acestuia notele. Acesta este un parfum mai misterios și vă spun din start că seamănă cu Dior Hypnotic Poison sau Poison, depinde cum vreți să pronunțați, eu cu pronunția, da, nu mă băgați în seamă. Seamănă destul de mult, duce în acea direcție și o să vedeți că are o aromă de bitter, de migdale, de măr verde, de paciuli, de frezie, de violetă. Mi se mai spune aici că are o notă misterioasă de mușchi de arbore și într-adevăr este un parfum foarte misterios și la bază mai conține vanilie, mosc. Este un parfum într-adevăr misterios. Îl văd ca fiind purtat mai mult iarna. Este un parfum feminin, misterios și merge purtat seara. Îl vă purta chiar și în seara de Revelion. Și da, este foarte plăcut. Mie îmi place și acesta pentru că îmi place Dior originalul, deci, și merge, cum spuneam, în direcția aceea, astfel că îmi place și acesta. Și îl recomand. Chiar îl recomand, persistă cam 6 ore acesta. Este foarte plăcut. De, după cum vedeți, toate îmi plac, mai puțin acela care mirosea benzină, că nu mai mi-aduceam aminte. Bun, și mai avem unul, Paradise. Da? Bun. Da, așa se numește. Arată cam așa. Acesta l-am aplicat o singură dată, recunosc. Dar nu pentru că nu mi-ar plăcea, pentru că îmi place extraordinar de mult și o prietenă mi-a spus că seamănă foarte mult cu ceva de la Hermes, dar nu mai mi-aduc aminte cu ce exact. Oricum o să vă citesc imediat notele și poate vă dați voi seama cu ce. Care avea ca note de vârf lămâie, grapefruit, portocale, note ierboase și într-adevăr se simte iarbă, dar nu se simte acea iarbă proaspăt tăiată, știți cum se simte? Nu, este ceva mult mai sofisticat acolo, chiar se simte foarte plăcut. Așa, mi se mai spune că ar avea iasomie, că ar avea gardenie, că ar avea cedru, mosc, ambră. Este un parfum elegant, un parfum, aș spune eu, care merge ușor și unisex. Dar un parfum pe care îl văd purtat clar vara, este destul de puternic, deci nu este un parfum fresh care pur și simplu trece neobservat. Este un parfum puternic care își pune amprenta, să spun așa, pe unde treci, dar
este plăcut, nu știu, are ceva plăcut. Probabil acele note de ierburi și cu portocalele, cu ce mai are el în conținut, îl face ca fiind un parfum foarte plăcut. O să-l pulverizez puțin. O să-l folosesc clar la vară. Da, e foarte plăcut. Are un miros foarte plăcut de ierburi. Nu știu, nu știu să-l explic, dar este plăcut. Este un parfum plăcut. Chiar îmi place și da, duce în zona aceea de Hermes, cum miros cele de la Hermes, doar că nu-l cunosc pe acela, să vă spun dacă este la fel sau nu. Dar este nemaipomenit. Chiar este foarte reușit. Toate sunt niște parfumuri reușite, total diferite între ele. Adică unul nu seamănă cu celălalt. Chiar dacă se numesc Viori, să ai impresia că a folosit aceleași note sau nu știu, că seamănă între ele. Nu, sunt total diferite. Fiecare are personalitatea lui și cred că pentru fiecare gust, adică depinde, na, ce-ți place, pentru fiecare gust găsești ceva potrivit pentru tine. Eu zic să vă cumpărați, dacă doriți să testați de la ei, de la Viori, să cumpărați la fel pe acestea de 12 ml, sunt undeva, cum v-am spus, la prețuri accesibile absolut. Și puteți să luați mai multe și să vedeți cu ce vă împăcați voi bine. Bineînțeles, înainte citiți și notele, citiți și comentariile celor care le-au testat, pentru că sunt acolo pe site la ei destule comentarii și unii spun că seamănă cu anumite parfumuri, că... adică vă puteți face o idee cam în ce zonă merge acel parfum. Mie îmi plac, mie chiar îmi plac, au fost o descoperire plăcută, le-am testat cu drag și o să le folosesc cu drag și o să le vedeți și în produse consumate, bineînțeles, la momentul oportun. Chiar am acum și pentru vară și pentru toate anotimpurile, să spun așa, și sunt foarte încântată de ele, așa că vi le recomand cu dragă inimă să le încercați. Sper că v-a plăcut, dragilor, clipul de astăzi. Până data viitoare, eu vă las cu bine, v-am pupat!